apropierea de zidurile Ierusalimului nu se poate face fără amintirea unor clipe de faimă religioasă a orașului sau fără îngânarea cu umbrele conducătorilor civili și militari care, în funcție de crez și de epocă, fie au dărmat, fie au rezidit cetatea fabuloasă din munții Iudeei. Fortificațiile care se întrepun între pașii pelerinului și altarele sfinte sunt ridicate de Soliman Magnificul, Padișah, al cărui imperiu se întindea de la Viena până în peninsula arabică. Pelerinii preferă să își închipuie că cetatea arată ca pe vremea lui Isus. În realitate, pășim cu aproape 5 metri deasupra nivelului străzilor din antichitate. Și întrebarea firească, pe unde o fi pășit Mântuitorul, revine constant în gândurile și în urzeala peregrinării. După intrarea triumfală în Ierusalim, aveau să mai treacă câteva zile până la judecată și răstihnire. Biblia consemnează că în acest răstimp, Iisus din Nazaret nu a locuit în Ierusalim. Cetatea Sfântă, ca loc de înoptare, era rezervată celor bogați sau care aveau rude, prieteni și un acoperiș deasupra capului în interiorul orașului. De dincolo de zidurile de apărare, Iisus propovăduia și mai ales profețea zilele ce urmau să vină peste cetate și asupra locuitorilor ei. Mântuitorul rememora momentele esențiale ale misiunii sale de la botezul în Iordan și până la împlinirea minunilor de pe întinsul țărmurilor mântuirii. Acesta este un smochin. Suntem la izvoarele Iordanului. Nu este un smochin neroditor. După ce a intrat în Ierusalim, Iisus a vorbit de două ori despre smochin. Odată a blestemat smochinul neroditor, iar a doua oară a vorbit despre sfârșitul lumii în pilda smochinului. Izvoarele Iordanului te duc cu gândul mai întâi la firul de apă ce se adună în Marea Tiberiadei, pe țărmurile și pe întinsul căreia Fiul Fecioarei Maria și-a petrecut clipele în care a pus temeliile veșniciei. Iordanul se așterne lin spre tainele locuri propovăduirii lui Ioan Botezătorul, spre a se așeza în cele din urmă, lin, în limpezimile Mării Moarte. În ultimele zile, Mântuitorul și-a amintit de toate locurile importante ale misiunii sale pământești. Smochinul cel neroditor, căci nu erau timpul roadelor și smochinul prevestitor de lume nouă, rămân întipărite în memoria afectivă a oricărui om care dorește să deslușească cuvintele înțelegerii din spusele lui Hristos. Iisus a stat în Betania cele câteva nopți dintre ziua intrării în Ierusalim și seara cinei de pe muntele Sionului. Micul oraș din coasta Ierusalimului păstrează memoria înțelepțirilor împlinite în casa Mariei și a Martei alături de Lazar cel înviat din morți. Și azi, ca și odinioară, înțelegerea ridicării din mormânt a Mântuitorului este mai lesne de deslușit prin asocierea cu mormântul gol al lui Lazar din Betania. În mirul, lacrimile și rugile Betaniei tălmăcesc acte factum tainele din Ghețimanie și de pe Golgota. Iar de ții cont că, de fapt, în Betania te afli tot pe muntele măslinilor, dar pe versantul sud-estic, aia înțelege că mai e cale spre luminoasa înviere, iar îngerii o străjuiesc pentru zămislirea tainelor celor dintr-un început ale lumii. Și dacă îți ridici privirea dinspre locul marelui templu din Ierusalim în zori de zi când toate vin la viață, vei căta ochiul de aur al luminării tuturor pământenilor, mângâind cu razele cetatea sfântă tot dinspre Betania, orașul chemat azi al Eizaria, în memoria blândului frate al pioaselor Maria și Marta. Căci nu-i așa? Anticii spuneau ex oriunde lux, lumina vine de la răsărit, iar spre acest punct cardinal se găsește mai întâi de Ierusalim, Betania.